Și dacă cel care se angajează să respecte această rețetă o respectă, produsul va fi sigur ales de către consumator. Așadar, respecti rețeta, ești respectat de cumpărător. Dar ce mai înseamnă astăzi o rețetă tradițională, am încercat să aflăm, bineînțeles, și de la un bucătar. Un bucătar crescut prin părțile Sălajului, îl cheamă Mircea Groza și dacă e în stare să descopere și să prepare rețete de pe vremea romanilor, sigur ne poate pune și nouă la dispoziție câteva sfaturi utile pentru a cunoaște și a recunoaște ceea ce la un produs tradițional. Bună seara! Bună seara! Unde mai sunt de găsit rețete cu adevărat tradiționale și ce le face de fapt să fie tradiționale chiar și în zilele noastre? Spre surprinderea multora, eu încă găsesc. Să știți că orice deplasare prin satele din Sălaj, în special, dar și din zona Transilvania-Ardealului, încă sunt familii care gătesc și se gospodăresc ca în urmă cu mulți ani, zeci de ani. Ei folosesc în primul rând ingredientele specifice.